Este timpul de ora 5. Haideți să ne rugăm, Fratele Vasile, vă cer binecuvântare. Ajută-ne, Doamne, ca împreună să te lăudăm, să slăvim pe Tine, Tatăl și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Studiul biblic inductiv l-am început a studia împreună cu Fratele Vasile și Vat din anul 94. O și o mare aceste slăbiciuni când merge în lucrare. Dar dacă misionarul se încrede pe puterea Dumnezeu, el reușește în lucrare. Și bucuros cine nu s-ar bucura, începeți cântarea spre la... De două săptămâni, de când am plecat, am stat ca preamă, ca misionar, din anul 98. Noi ne întâlnim la studiul biblic în grup, în sat, în biserica locală și studiem manual după manual. Deja sunt 20 de ani de când studiem Biblia în biserica din Capreana. Cu vreo 3 ani în urmă, Dumnezeu mi-a pus prima ca să începem institut pentru persoane cu disabilități. Ei înțeleg importanța cuvântului, înțeleg lucrarea lui Dumnezeu mai clar în viața lor și văd și nevoie de a se implica în viața altora. Vă dau ca și un exemplu pe fratele nostru, Vasile Dragan. El a venit la noi prima dată prin 2009 în tabără, s-a pocăit și a început să studieze Biblia prin corespondență. Peste mai mulți ani, când l-am invitat la institut, el a acceptat și acum a trecut deja 4 sesiuni, are grupă de studiu prin Skype, eu predă cuvântul Dumnezeu și este un student activ. Eu depun tot efortul ca să formez ucenici. Persoanele cu disabilități nu pot să-și acopere personal costurile pentru sesiune, mâncare și cazare. Fiecare sesiune ne costă în jur la 1000 de dolari. Vă rugăm să vă rugați în măsura posibilităților să ne susțineți.